Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash of Clans, de data aceasta suntem pe emulator pentru că am încercat să văd dacă mai merge și pe emulator și aparent încă merge pe emulator, așa că o să jucăm un episod pe emulator, chiar dacă se vede puțin mai ciudat și nu pot să fac cu mâinile un atacuri mai bune, dar este ok pentru că după cum vedeți avem foarte mult loot, 2 builder liberi, încă unul foarte curând care e barbarienul, dar din păcate nu avem nu avem Battle Pass-ul, deci sezonul ăsta o să rezistăm fără Battle Pass sau o să-l cumpăr la final. Asta este, o să coste totul mult mai mult pentru că nu avem cele 20% reducere, dar o să vedem cum este să te joci o lună fără Battle Pass. Asta vreau să facem, să ne o lună fără Battle Pass, să vedem dacă avansăm foarte mult sau nu. Și aici, da, încă 25 și ore să mai au ăsta și încă nu l-am luat. Trebuia să-l dau sezonul trecut ca măcar să iau piatra asta să nu pierd, dar acum nu știu ce o să fac, dar o să văd până la final. Să vreau să scap de lotul ăsta și dar uitați că e mult costă pereții, 4 milioane, 5 pereți deja s-au dus 20 de milioane și n-am de ales, deci la pereți 13, bine nu mai pereți că nu durează atât de mult, dar dăm în asta, da? Un perete de gold, stai mai întâi să calculăm ce facem, stai mai întâi să dau elixirul, după cum vedeți am pus și aici ca să scap o de dark elixir că aveam prea mult și durează 4 zile aici, durează 10 zile și ce vedem ce avem aici, Aici dacă nu mă știu, avem o carte de fighting. Pai că aș dau aici ca să dau Dark Elixir ca să iau una, dar încă nu m-am decis și nu știu ce să fac cu Dark elixir pa Maxim dacă e, în 8 ori o să pun și King-ul și queen și după o să iau una și o să o folosesc și o să văd eu cum fac și o să mă descurc. Dar până atunci vreau să vedem ce putem pune la upgrade. Spell Tower-urile, 36.000 de, de gold. Asta vreau să fac și durează 18 zile. Asta vreau să facem, asta 36.000 de, de gold și restul elixir putem să-l dăm cât mai mult oriunde unde nu contează elixirul, îl dăm la maxim pentru că nu avem ce să facem cu el acum și o să facem niște pereți de level 14, dar uite astea de level 13 și nu mai sunt de 12, arată extraordinar de frumos, așa mai albăstrui, mai titanic. Mult mai bine și nu mai avem deloc elixir și 38.000, 38.000 am zis, nu? 36.000, 36.000, 36.000 e aproape, aproape. Sau stai să mă uit dacă mai am aici alu, da, mai am aici o grămadă de gold, deci o să mai dau încă un perete și după o să pun Hai să cer că o să pun un spell tower, l-am pus aici să se facă invizii spell-urile, că le este extrem de OP, am luat și toate astea și mai trebuie încă pe 18 min, nu? 18 000, mai merge un perete. Ne ducem aici, luăm tot lutul pentru că imediat o să fac și start bonusul, dar acum am 5.000 de puncte, nu mai sunt în top global deloc și nu am de ce să mai fiu acolo. Să am picat 4 milioane, 18 milioane, o să dau atacul și o să le iau perfect. O să dăm atacul, ăsta este, Episodul nu o să fie prea lung, am vrut doar să scap o dată de gol ăla la Alexigul la că atac nu puteam să dau și din păcate am scăzut foarte, foarte mult, dar e ok, punem acolo două baloane, punem un electro și după când o să vină se aproape o să mai punem un electro. Stați un pica și mai punem încă unul să se ducă unde trebuie ca să fie două. Puneam să pun și un freeze, dar n-am, n-are de ce. După o să pun aici, o să mai pun un... O să... Sper să nu s-audă câinii, alată niște câini și sper să nu s-audă. O să mai pun un electro cu rage și după o să mă duc pe partea stângă, că îmi că în partea dreaptă e curățat cât trebuie, încât să mă duc pe stânga. După pun două e aici, doi aici și mai pun încă unul aici cu Queen-ul, warden nu care e de picioare și să-l pun de aer, asta am uitat să fac și chiar acum la final că am pus deja jos am văzut, dar e ok, încă se descurcă. După așteptăm câteva secunde și punem uh, Battle Battle plimpu. după activăm abilitatea la Royal Champion, după mai dăm aici un Rage, mai dăm aici un Freeze. Și după, dacă nu mă înșel, ar trebui să se ducă ăștia cum trebuie, dar încă nu știu sigur. Poate pun și un invizibil și vedeți, baloanele sunt invizibile, dar restul nu este invizibil. Și acum activăm și abilitatea la, la Grand Warden, nu care conta, pentru că am dat-o extrem de prost, pentru că e de picioare și nu urmărește ce trebuie Warden-ul. De asta îl pun de aer, dar e de ground și asta m-a costat mult, dar e ok. Am luat o grămadă de loot, am luat trofee, am luat două stele, majoritatea două stele contează, la contează foarte mult și mai putem da un atac după ce cumpăr cu, cum se numesc, ride medals, cu ride medals-urile astea. Așa, dăm train, tot ar trebui să fie bine. Putem să atacăm și odată aici, stai puțin să atacăm și aici de câteva ori, dacă tot suntem aici, next trade. Și putem ataca direct la capital peak, capital peak, așa se numește. Da, acum unde să ne ducem? Mergem, bine, doar un loc avem să ne ducem. După punem ăsta la mișto, punem și peca, punem și ăsta și la final punem cei mai buni, Wizard. Uitați Wizard. Bine, Wizard nu poate să atace momentan că tot o să fie distrus și deja trebuie să dau un heal pe undeva, stai să mă uit. Ăștia se duc în partea dreaptă, n-am putut să-i controlez pentru că aveam un pătețel mic în care puteam să-i pun, dar e ok, ne descurcăm. Și după o să pun aici și E și văd că mi-au murit ăștia din cauza la celălalt trep care a fost dat aici și după că era unde ajuns de lol, asta este. Am dat 20%, e ok. Acum pot să pun totul în mijloc, mai vreau să dau un atac, imediat să ia și casa asta sau nu mai, sau aștept, aștept, adică nu prea contează, sau aștept, 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 sau gata, atâta nu mai pot să aștept, 21%, chiar a meritat, mai dăm încă un atac, Bine, eu nu știu cum funcționează aici, acum trebuie cât de mergi când nu și astea. Acum punem totul în mijloc, punem aici, punem rage punem astea, punem heal punem cannon punem astea pentru pereți și sau au dus de prost, nu prea contează. Dar văd că încă totul merge bine. wizard ul are, sunt încă în viață, uitați aici unde e cursorul. Unul cred că mai e în viață, dar se duce bine. crash le arată mult mai special și diferit. Poate distrug Capitan Clash-ul, nu? Poate? Nu, no, nu o să-l distrug. Sau dacă mai dau un atac, poate aș putea să-l distrug. Am dat 13%. Bine, am distrus foarte de importante și mai dau încă unul. Vreau să mai dau încă unul. După mergem și pe Builder Bay să vedem acolo. Și vreau să mă rog să dau tot un interior. Pun astea. le am pus greșit. Vreau să-l pun altfel. Punem și aici asta. Punem și încă un Rage ca să activeze tot. Și ar trebui să mă descurc destul de bine să dau două stele. Și restul las pe altcineva să distrugă toată capitala asta, vreau doar să iau două stele, perfect. Și am foarte mult ride medals pe care trebuie să-l folosesc și am foarte mult uh, capital gold. Așa, 54%, perfect. Nu știu cât am dat în atacul ăla, când că am ieșit prea repede, dar asta nu contează. Am atacat, am făcut toată treaba, după ne ducem puțin mai sus și aici nu avem nimic ca să punem. Aici costă mult prea mult și acum costă și mai mult, pentru că nu am... Uh din păcate Battle pass dar e ok, ne descurcăm. N-ar trebui să fie atât de greu o lună, dar vedem acum. Că folosești Battle pass mereu și după nu poți să mai ai, e foarte aiurea, dar vedem unde să ne ducem. Ne ducem prin dreapta, trebuie să o luăm prin stânga pe aici. Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Avem 7, da, 8. Ar trebui să fie 8 sau? Bine, bine, 8 dacă dai click și pe ăsta, dar 8 clicuri ca să pui toată asta. După 3 și 4 ca să distrugă astea instantaneu, pentru că sunt foarte enervante. După așteptăm puțin. Aș folosi parcă, aș folosi parcă Nightwitch-ul la 5, dar e ok, ne descurcăm. Am activat din, prea încet, de fapt nu din greșeală, că am vrut să activez pe ca numărul 2, dar prea încet, așa că ca ul a fost omorât, dar e ok după trebuie să activăm. Nariciu... mai stai să vedem dacă Tesla e distrusă mai rapid și n oricum murea de la bombă trebuie să activez abilitatea mai devreme dar am dat 3 stele și după pe bază cealaltă văd eu cum mă descurc am un pe ca puțin viață poate dar este foarte importante spawnează la infinit bets care este extrem de bun de obicei trupele care spawnează chestii este foarte bune dar pare că au și ele un defect și nu sunt atât de bune cât ar trebui să fie Acum vedem. Pe baza asta vreau să iau două stele, deci mă duc pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, 5 clicuri, 6 clicuri, 4, 5, 6, da, perfect. PK-ul numărul 7, văd că Gigantul s-a dus în direcția greșită, dar nu pot să controlez asta, perfect, am activat și abilitatea la PK și a murit, activăm și abilitatea la Gigant, nu ca conta, am luat 4 stele, 4 stele foarte, foarte bun. Bine, aici mai dăm o ataca să iau și eu bonusurile de astăzi și după mergem pe baza cealaltă, atacăm și cam asta a fost tot. Mai mult am făcut pereți, dar cum este să stăm un sezon întreg fără Battle Pass? Și cred că mi-a murit bombarul imediat de la Mega Tesla, dacă nu mă înșel, dar o să vedem imediat. După 2 îl activăm 2 că nu vreau să le activez pe ambele, că o să moară Mega tesla o foarte rapid, pentru că astea sunt extrem lângă ele. Și acum să vedem ce pe care trebuie să mai activez, 3, 4, nu momentan, momentan totul este bine. Dar trebuie oricum să activează singur pentru că a murit. Trebuie să activez 4 puțin mai devreme și Crasherul ul nu dă de-a o lovitură, dar e ok. Încă ne descurcăm, încă ne ținem bine. pe Pecaul numărul 4 l-am activat acum. Dacă mai dă un atac, perfect, am murit Activăm, uh... ah, că mi a murit și Activăm... A, văd că mi-a murit un Iwitch și cred că o să moară și celălalt pentru că... na, Din păcate... sau? Nu mi-a murit. Wow, mai are viață invizibilă. Nu mi-a murit, perfect. Momentan e bine. Încă dacă nu este vreo bombă pe undeva, o bombă invizibilă, ar trebui să rămână Night care mai ar așteaptă să dau încă 3 stele. Adică încă o stea pe bază cealaltă. Momentan trebuie doar să așteptăm. Și cam asta e tot. Perfect. Mi-a supraviețuit să fie aici o bombă, o grenadă și să moară acum la final. Dar n-ar trebui să fie așa, că nu ar fi incorrect. Pot să mă duc pe jos, pe sus, pe jos. Mă duc pe jos și bomba, wow! Și bine, te-a să pun ăsta din prima. Dar bomba aia nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Ăsta o să-l activez acum, nu o să mai dau un costea, deci o să dau degeaba pierdere de timp. Când e pierdere de timp, doar dau cancel și ai tot după totul perfect, aici am atac, că trebuie să ai colect foarte des pentru că 400 de mii se stachează extrem de rapid și am pus gold mine-ul care este aici, afară, cred că o mai durează puțin care o să se facă la level 10, deci una deja am maxat după gold mine-ul și acum avem o grămadă, o grămadă de făcut, dar e ok, ne descurcăm. Pe baza asta imediat atacăm, mai avem 4 atacuri astăzi, dacă îl terminăm pe ăsta și e bine, atac pe sus una, două, după aici și facem exact același lucru pe partea dreaptă. De obicei dai doar miroi de pe stânga pe dreapta și să se ducă astea bine. Invizi spelul, văd că nu este aici și după activez asta și asta ar trebui să distrugă tot. Stai că hai că punem și un friz ca să fie acolo, știi? Plus că mai am și electro, nu te să dau frizul ăla, dar decât să mai dau un rage, mai bine dau un friz, că rage-ul mă ajută mai mult. Și mă duc pe partea dreaptă, mă duc aici pe partea dreaptă, mai ales că este clean up acolo pe sus și astea ar trebui să se ducă unde trebuie. Acum pot să pun și de aer, m-am gândit și e de aer. Pun aici, pun un rage. Am dat freeze acolo pentru scatter shot și pentru royal champion. După ultimul freeze, nu știu unde să-l dau mai întâi, dau și abilitatea asta. Pun aici ultimul rage, bine, mai am un rage de la clan, pun aici freeze-ul ca să, infernul ăla ca să nu da prea mult damage după până aici invizi pe activăm abilitatea la Royal Champion și ar trebui să distrugă multe, dăm aici ultimul race pe Royal Champion ca să distrugă ce mai trebuie pe acolo, după imediat activăm și noi abilitatea la Grand Warden, abilitatea la Queen deja a fost folosită, cred că eu am folosit-o, că pare prea multă viață să se folosească singură, 66%, momentan e bine, fără King, fără eroi prea gravdați. Bine, Royal Champion nu e excepție, pentru că Royal Champion nu e foarte OP și a trebuit să-l maxez primul. Dar restul un atac bun, 68%, 70%, nu? Bine. Nu s-a putut da 70%, dar dacă aveam King-ul, au și King-ul și Queen-ul de level mai mare, atunci da, mult mai mult. Dar eroi sunt foarte importanți. Marsați-vă eroi că sunt extrem de importanți. Mai dăm train. Acum așteptăm să ne doneze oricine. Asta nu știu când o să iau, dar trebuie să iau pasta. Nu pot să pierd cât 900 de gemuri. Stai să mă uit că pot să văd undeva. 1500 de gemuri. Și ai dai că pe care nici nu poți să iei. Deci asta ar valora și mai mult. Deci vreau 2000 de gemuri. Să iau 1000 de gemuri. Adică 100 de gemuri. Dacă iau 1000 de gemuri, clar, luam. dat. nu așa nu merită. Aici nu poți să donez la nimeni, nu pot să donez la nimeni, dar ok, clanul e bine, clanul e bine, avem level 16, eu cel mai mare, după mexicanul, 4 și tot așa, știi? Dar uite, vezi și cum donați ăsta, deci momentan tot e bine, aici la Friend Request Andrei, ăstea sunt noi, deci o să le dau, dacă vreți să-mi dați ad, puteți să-mi dați ad, ăsta e numele meu, profilul meu, Junii puteți să-mi dați ad, dacă vreți, vreți să mă aveți acolo, cel mai bun sezon în mai 5257 și astea plege în trofee, vedem acum ce facem, asta chiar îmi place, îmi place cum iese contul, mi-am făcut și Battle Plimbu, mai am câteva de făcut, am făcut și ce mai, mai, cele mai OG peturi. Patru și după trebuie să fac diggy la ăla măcar de level 7 ca să înlocui cu altceva și la oferte cei la oferte? Asta da, 8 euro, arată cât de cât răguț, dacă vreți să o luați, uitați așa arată, merită cât de cât pentru animații și alea, astea le-am văzut deja, v-am zis ce merită și aici la evenimente nu este nimic, a, a clan war league-ul, nici nu l-am văzut, doamne, acum m-am uitat, după evenimente, 14 ore, 14 ore, 14 ore, să le faceți foarte importante, deci dacă nu le faceți iese urât și aici, să sperăm că o să-l câștigăm, o să vedem și o să vă anunț. O să ne vedem în următorul episod în 7 zile când o să avem Clan War League. Deci ne vedem atunci, salut și baftă să vă culcați foarte devreme, pentru că mâine aveți școală. Probabil.